Cuvânt despre rugăciune. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El. Iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga. Iar fără rugăciune, sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Ferește, începătorul are nevoie de o călăuză, căci până se dă harul Sfântului Duh, sufletul are mare luptă cu vrăjmașii și nu-și poate da seama dacă vrăjmașul îi aduce dulceața sa. Poate deosebi aceasta numai cel ce a gustat el însuși din experiență harul Duhului Sfânt. Cine a gustat Duhul Sfânt, recunoaște apoi harul după gust. Cine vrea să se îndeletnicească cu rugăciunea fără o călăuză și își închipuie în mândria lui că poate să o învețe singur după cărți și nu se va duce la un stareț bătrân iscusit, acela a căzut deja pe jumătate în înșelare. Dar pe cel smerit, Domnul îl va ajuta și chiar dacă nu găsește un povățuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui. Gândește-te că în duhovnic viază Duhul Sfânt și El îți va spune ce trebuie să faci. Dar dacă îți spui, duhovnicul viețuiește în nepăsare, cum poate via în el Duhul Sfânt? Pentru un astfel de gând vei suferi silnic și Domnul te va smeri și negreșit vei cădea în înșelare. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi. Dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului. Întrerup pentru o vreme cuvântul despre rugăciune. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut ferbinte. Și sufletul meu nu suferă să se gândească la altceva. Sufletul meu tânjește după Domnul cel viu și duhul meu se avântă spre el ca spre Tatăl Ceresc și o rudenie. Domnul ne rudește cu el prin Duhul Sfânt. Domnul este drag inimii, e bucuria, veselia și nădejdea noastră tare. Bunule Doamne, caută cu milă la zidirea ta și arată-te oamenilor prin Duhul Sfânt așa cum te-ai arătat robului tău. Bucură, Doamne, cu venirea Sfântului Tău Duh, tot sufletul cel întristat. Fă, Doamne, ca toți oamenii care se roagă Ție să cunoască pe Duhul Sfânt. Oamenilor, să ne smerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne smerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne smerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curat, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău, nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire, și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhului Sfânt este milă de noi, ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt
se face cunoscut, în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmași, va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt. Dar despre cel ce nu iubește, nu vreau să scriu, ci îl plâng, căci se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre el prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune. Pentru rugăciune ne sunt date bisericile. În biserici slujbele se săvârșesc după cărți. Dacă biserica și cărțile nu le ai totdeauna cu tine, rugăciunea lăuntrică însă e oricând și oriunde cu tine. În biserici se săvârșesc dumnezeieștele slujbe și viază Duhul Sfânt, dar cea mai bună biserică a lui Dumnezeu e sufletul. Și pentru cine se roagă în sufletul său, pentru acela lumea întreagă se face biserică. Dar aceasta nu este pentru toți. Mulți se roagă cu buzele și le place să se roage după cărți, și acesta e un lucru bun. Iar Domnul primește rugăciunea și îi miluiește. Dar dacă cineva se roagă Domnului și se gândește la altceva, rugăciunea unuia ca acesta Domnul nu ascultă. Cine se roagă din obișnuință, în acela nu sunt schimbări în rugăciune, dar cine se roagă din inimă, în acela sunt multe schimbări în rugăciune. E o luptă cu vrăjmașul, o luptă cu sine însuși, cu patimile, o luptă cu oamenii, și în toate acestea trebuie să fie curajos. Cere sfat celor experimentați, dacă îi găsești, și roagă cu smerenie pe Domnul, și pentru smerenia ta Domnul îți va da înțelegere. Dacă rugăciunea noastră e plăcută Domnului, Duhul lui Dumnezeu dă mărturie de aceasta în suflet. El este drag și liniștit. Dar odinioară nu știam dacă rugăciunea mea era primită sau nu la Domnul. Și după ce anume poate fi recunoscut acest lucru? Întristările și primejdiile i-au învățat pe mulți să se roage. Într-o zi vine la mine în magazin un soldat. Se ducea la Salonic. Sufletul meu l-a îndrăgit și i-am spus, roagă-te Domnului ca întristările să ți se împuțineze. Dar el mi-a zis, știu să mă rog, am învățat în război când eram pe front. L-am rugat cu tărie pe Domnul să mă lase în viață. Gloanțele plouau, obuzele explodau și puține au scăpat cu viață. Am luat parte la multe lupte și Domnul m-a păzit. În acest timp mi-a arătat cum se ruga și după mișcarea trupului său se vedea limpede că era cu totul cufundat în Dumnezeu. Multora le place să citească cărți bune și acesta e un lucru bun, dar să te rogi e mai bine decât toate. Însă cine citește cărți proaste sau gazete e lovit de foame sufletească. Sufletul lui flămânzește pentru că hrana sufletului și desfătările lui sunt în Dumnezeu. În Dumnezeu e și viață, și bucurie, și veselie, și Domnul ne iubește nespus, și această iubire e cunoscută prin Duhul Sfânt. Dacă mintea ta vrea să se roage în inimă și nu poate, atunci rostește rugăciunea cu buzele și ține-ți mintea în cuvintele rugăciunei, cum spune Scara. Cu timpul, Domnul îți va da rugăciunea inimii, fără gânduri, și te vei ruga cu ușurință. Unii și-au vătămat inima, pentru că și-au silit mintea să lucreze rugăciunea în inimă și de aceea n-au mai putut-o rosti nici măcar cu buzele. Tu însă cunoști rânduiala vieții duhovnicești. Darurile sunt date de la Dumnezeu doar sufletului simplu, smerit și ascultător. Celui ascultător și înfrânat în toate, în hrană, cuvinte și mișcări, Domnul
însuși îi va da rugăciunea și ea se va săvârși cu ușurință în inimă. Rugăciunea neîncetată vine din iubire, dar se pierde pentru osândiri, vorbe, deșarte și neînfrânare. Cine iubește pe Domnul, acela poate cugeta la el ziua și noaptea, pentru că niciun lucru nu te poate împiedica să iubești pe Dumnezeu. Apostolii iubeau pe Domnul și lumea nu îi împiedica, deși ei își aduceau aminte de lume, se rugau pentru ea și propovăduiau. E adevărat că Sfântului Arsenie cel Mare i s-a zis, fugi de oameni. Dar chiar și în pustie Duhului Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru oameni și pentru lumea întreagă. În lumea aceasta fiecare și are ascultarea lui. Unul e împărat, altul patriarh, altul bucătar, fierar sau învățător, dar Domnul îi iubește pe toți. Și cine iubește mai mult pe Dumnezeu, acela va avea plată mai mult. Domnul ne-a dat porunca de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul. Dar cum poți să-L iubești fără să te rogi? De aceea, mintea și inima omului trebuie să fie întotdeauna libere pentru rugăciune. Când iubești pe cineva, vrei să te gândești la el, să vorbești despre el, să fii împreună cu el. Dar pe Domnul sufletul îl iubește ca pe tatăl și ziditorul lui și stă înaintea lui cu frică și iubire. Cu frică, pentru că este Domnul. Cu iubire, pentru că sufletul îl cunoaște ca pe un tat. El este foarte milostiv și harul său e mai dulce decât toate. Și eu am cunoscut că e ușor să te rogi, pentru că harul lui Dumnezeu ne ajută. În mila sa Domnul ne iubește și ne dă să vorbim cu el prin rugăciune, să ne căim și să-i mulțumim. N-am putere să scriu cât de mult ne iubește Domnul. Această iubire e cunoscută prin Duhul Sfânt, iar pe Duhul Sfânt îl cunoaște sufletul ce se roagă. Unii zic că de la rugăciune vine înșelarea. E o greșeală însă. Înșelarea vine de la rânduiala de sine, ideoritmie, iar nu de la rugăciune. Toți sfinții s-au rugat mult și îndeamnă și pe alții la rugăciune. Rugăciunea este cel mai bun lucru pentru suflet. Prin rugăciune se ajunge la Dumnezeu. Prin rugăciune dobândim smerenie, răbdare și tot lucrul bun. Cine vorbește împotriva rugăciunii, acela n-a gustat în chip vădit niciodată ca să vadă cât de bun este Domnul și cât de mult ne iubește. De la Dumnezeu nu vine ceva rău. Toți sfinții s-au rugat neîncetat. Ei nu rămâneau nicio secundă fără rugăciune. Sufletul care a pierdut smerenia pierde odată cu harul și iubirea față de Dumnezeu. Și atunci rugăciunea fierbinte se stinge, dar când sufletul are odihnă dinspre patim și își agonisește smerenie, atunci Domnul îi dă harul său și el se roagă pentru vrăjmaș ca pentru sine însuși și se roagă cu lacrimi fierbinți pentru întreaga lume.